Vă prezint chiar acum cele mai importante știri ale zilei și încep cu o veste bună. La sfârșitul lunii noiembrie, românii vor avea parte de o nouă mini-vacanță de 2 zile, datorită faptului că pe 30 noiembrie, adică marți, sărbătorim Sfântul Andrei, iar pe 1 decembrie, în ziua următoare, Ziua Națională a României, zile libere conform codului muncii. Astfel, angajații au dreptul la o compensare cu timp liber în următoarele 30 de zile, sau în cazul în care această compensare nu poate fi acordată, țineți minte, angajații au dreptul la un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază. Iar angajatorii care nu respectă sau nu acordă salariaților timp liber în zilele nelucrătoare sau care nu îi recompensează pentru munca în respectivele zile, riscă amenzi între 5 și 10.000 de lei. Continuăm cu o altă veste foarte importantă. Cei care dețin mașini mai vechi de 15 ani ar putea primi bani de la stat. Proprietarii ar urma să se angajeze că nu vor mai cumpăra autovehicule second hand și că vor folosi sumele de bani primite din partea autorităților pentru a-și achiziționa autovehicule noi, mai puțin poluante. În același timp, ministrul Tanțoș Barna a declarat că taxele locale ar trebui majorate în cazul cetățenilor români care dețin mașini al căror nivel de emisii de dioxid de carbon este foarte ridicat. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat recent și că programul RAB la 2021 ar putea beneficia de o nouă suplimentare de buget.